83% dintre membrii SEDLEX, sindicat care cuprinde salariații din toate domeniile sectorului administrație publică, s-au declarat pentru declanșarea grevei generale în cazul în care revendicările lor nu vor fi rezolvate. Între acestea se numără legea salarizării, reorganizarea ANAF, susținerea examenelor de promovare, voucherele de vacanță, dar și majorarea salariilor în administrația publică locală. Punctul cel mai fierbinte din toată discuția și cu doamna Rovana Plumb, care ne-am întâlnit în data de 9 septembrie, adică ieri, unde ne-am întâlnit Consiliul Unional al Alianței SEDLEX, am cerut doamnei ministru mărirea salariilor funcționarilor publici din cadrul primăriilor, consiliilor locale, că au salariile foarte, foarte mici. Deci a ajuns salariul minim pe economie să depășească salariul multor funcționari publici din cadrul primăriilor. Biroul executiv al Alianței SEDLEX a primit mandat să continue discuțiile cu guvernul, concomitent fiind mandatat să poată declanșa în orice moment greva generală. Referitor la legea salarizării, încă nu s-a ajuns la un consens, urmând ca în perioada următoare să fie continuate negocierile și pe marginea acestui subiect.